Nivelul corupției, salariile și sistemul de sănătate și prăpastia dintre oamenii bogați și cei săraci sunt cele mai mari temere ale românilor potrivit ultimului studiu realizat de Institutul Național de Evaluare și Strategii din Cluj. 8 din 10 români cred că majoritatea oamenilor încearcă să profite de pe urma celorlalți, în timp ce 4 din 10 nu se simt în siguranță. Motivele invocate sunt infracționalitatea, greutățile financiare, nesiguranța locului de muncă, problemele de sănătate sau vârsta înaintată ori conducerea țării. Nivelul corupției este însă cel mai vehiculat la capitol Amintit, iar confirmarea vine din procentul de 67% dintre respondenți. Un alt aspect care trebuie menționat este faptul că pe mulți dintre concetățenii noștri îi deranjează inexistența clasei de mijloc. Cu toate acestea, românii sunt optimiști, 52% dintre ei considerând că peste 5 ani economia țării va merge mai bine. Ancheta IRES a fost realizată telefonic pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1383 de persoane.